Compania Prestige Tours International, parte din consorțiul turc Kali Group, a lansat miercuri, în mod oficial, zborurile charter de vacanță pe noua rută Suceava-Bodrum în Turcia și a anunțat continuarea și anul acesta a curselor către Antalya. Lansarea oficială a noilor zboruri a avut loc la Consiliul Județean Suceava. Au fost prezenți la eveniment președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, directorul aeroportului Salcea, Ioan Mătiuța, dar și președintele și directorul general al grupului Kali Group, Mustafa Kadiroglu, respectiv Leila Kadiroglu, precum și managerul general al Prestige Tours, Elena Angel. Noi curse spre Turcia, destinații Antalya și Bodrum, începând cu începutul lunii iunie 2018. Noutatea pentru noi este destinația Bodrum. Pentru cei care nu cunoașteți, e bine să știm, este în sud vestul Turciei. Antalya e deja cunoscută. Aș vrea doar o precizare să mai fac. Am lucrat cu aceste companii de turism. Anul 2016, pe ruta Antalya, am avut 28 de curse cu 4.243 de pasageri. Anul 2017 am avut 30 de curse pe ruta Antalya cu 6.042 de pasageri, cu un grad de încărcare 93,2%. Deci a existat și există interes, atractivitate pentru aceste destinații. Creșterea activității noastre în această zonă a fost susținută de la an la an. Dacă în primul an am zburat cu aeronavă cu o capacitate de 168 de locuri, în anul următor am crescut la 216, iar la anul vom avea două avioane mari. O aeronavă va zbura către Antalya, cealaltă către Bodrum. De ce am ales Bodrum? Simplu, pentru că este o destinație asemănătoare cu Antalya, dar în același timp permite o diversificare a produsului turistic către suceveni. Mai mult, chiar Bodrumul este o zonă care îți taie pur și simplu respirația. Peisajele sunt superbe, dar în același timp conceptul hotelier este asemănător cu cel din Antalya, astfel încât sucevenii care apreciază foarte mult conceptul de all-inclusiv să plece în continuare relaxați în vacanță. Mai mult, chiar este în zonă, se poate vizita Casa Fecioarei Maria, deci nu doar vacanță de relaxare, ci și posibilitatea de a face programe culturale în aceeași zonă. Zborul charter spre Bodrum va fi operat începând cu 4 iunie până în 17 septembrie, având o frecvență săptămânală și plecări în fiecare zi de luni, iar cele pentru Antalya în fiecare zi de vineri. Pe parcursul fiecărui zbor, turiștii vor avea la dispoziție catering inclus. Toți cei care își vor achiziționa pachete turistice în perioada ianuarie-martie 2018 vor beneficia de oferte cu reduceri de până la 40%. Prețul pentru pachetele turistice către Bodrum din Suceava începe de la 336 de euro de persoană, iar pentru Antalya de la 303 euro de persoană și include transport cu avion charter, 6 nopți de cazare și masă conform hotelului ales, transfer aeroport-hotel aeroport, asigurare medicală și storno, precum și asistență turistică în limba română. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a arătat că dorește dezvoltarea relațiilor de turism între Turcia și Suceava. În acest sens, are discuții cu președintele Prestige Tours, Mustafa Kadiroglu, urmând a fi găsite soluții pentru a realiza incomunicare în Suceava.